Școala Alexandru cel Bun este singura din județ și printre puținele din țară care oferă pentru elevii din învățământul primar o alternativă viabilă educațională diferită de tot ce înseamnă școală tradițională. Acest sistem încurajează copiii să-și formuleze și să-și exprime propriile păreri prin punerea în valoare a respectului reciproc, prin responsabilitatea față de cei din jur, onestitate și seriozitate. Școala Alexandru cel Bun, școală gimnazială este, pune la dispoziție alternativa step by step, e singura deocamdată din județ. Nu este o școală particulară, cum poate s-a înțeles de unii greșit, ci este o școală, o altă alternativă. Se învață absolut același lucru ca în școala tradițională, doar cu alte metode, mult mai accesibile copiilor și care le dezvoltă foarte mult personalitatea, socializează, creativitatea, îi puteți observa că au aceste dexterități la sfârșitul ciclului 1-4. Acum, în fine, am înființat și clasa pregătitoare, tot în step by step, deci să spunem 0-4. Totul a început în anul școlar 2002-2003, când la școala cu clasele 1-8 Alexandru cel Bun Bacău a fost aprobată înființarea primei clase în alternativa educațională step by step. Iar dacă inițial a fost o singură clasă, în prezent funcționează în școală un număr de 8 clase în învățământul primar, inclusiv pe clasă pregătitoare. Înscrierea elevilor în acest program este ca în orice altă școală, fără diferențe în funcție de etapele programate de Ministerul Educației, până la 25 de copii pe clasă. Alternativa educațională step by step promovează o predare centrată pe copil, o predare care respectă capacitățile intelectuale, aptitudinile, stilul de muncă, ritmul de lucru. În alternativa educațională step by step se respectă programa școlară, deci copiii învață aceleași conținuturi ca și cei din tradițional, dar modul în care învață este diferit pentru că se pune accent pe predarea individualizată, folosindu-se metodele moderne de predare. Începem dimineață cu o întâlnire, o activitate în care prezentăm copiilor agenda zilei, mesajul zilei, în care copiii își pot alege centrele de activitate, deci centrele cu care vor să înceapă și pe care le preferă. Așadar, alternativa step by step respectă programa de învățământ, un lucru foarte important pentru că acești copii la finele ciclului primar se pot integra fără niciun fel de probleme în învățământul gimnazial și posedă un bagaj de cunoștințe pe care l-au asimilat prin descoperirea și interacțiunea cu mediul. La step by step nu se dau teme pentru acasă și nu se pun note în catalog. Copiii își desfășoară activitatea după amiază pe centre de activitate. Copiii primesc o sarcină individuală, respectând nivelul de intelectual al copilului, o sarcină în perechi și o sarcină în grup. De fapt, scopul acestor sarcini este de a dezvolta la copii prietenia între ei și chiar întărim comunicarea. Deci ăsta este scopul alternativei și copiii în felul acesta sunt mai prietenoși, colaborează între ei și temele, de fapt, asta este, ori fișele, lucrăm și pe caiete uneori, dar sarcinile sunt după nivelul intelectual al fiecărui copil, tocmai de aici, step by step-ul, după necesitățile copilului. Asta înseamnă centrare pe copil. În alternativa step by step, mediul de desfășurare al activităților este prietenos, permite comunicarea între copil și o relație mai apropiată între cadrul didactic și elev. Fiecărui copil îi se acordă aceeași importanță, iar el își învață drepturile. În consecință, este un sistem prin excelență democratic, prin care elevul este tratat conform nevoilor lui și în funcție de ritmul său propriu. Aici copiii învață zi de zi pe diferite domenii, interacționează, colaborează, comunică, se ajută reciproc, descoperă tot ce e nou pentru vârsta lor, studiază și se joacă, uneori chiar și prin cântec.
Iar dacă dimineața se desfășoară activitatea de predare efectivă frontală, după ora 14 are loc evaluarea elevului pe așa numitul scaun al autorului, prin care un lider de grup explică tot ce a învățat în acea zi, răspunde la întrebări, explică anumite idei care nu au fost înțelese. Cursurile se termină în fiecare zi la ora 16. Foarte mulți copii din care au ales această alternativă provin din grădinițe tradiționale. Părinții au ales alternativa step by step pentru că au auzit numai lucruri minunate care se fac aici la noi. Pentru ca ei să se acomodeze mai ușor, foarte mulți dintre ei sunt copii mai introvertiți, avem întâlnirea de dimineață, ei se înscriu la noutăți și prind curajul de a vorbi în fața celorlalți colegi, prind încredere în ei. Și în fiecare zi vin cu ceva nou și asta prinde la ei. Activitățile se desfășoară într-o atmosferă așa cât mai plăcută. E greu? Acomodarea este grea pentru ei? Nu este grea. La început programul a fost fiind de 8 ore până s-au obișnuit, dar au pauză în care citim povești, ascultăm, răsfoim enciclopedie și au adus și puzzle-uri. Deci există și activități în care ei se pot recrea. Fac și altceva decât orele obișnuite. În programul Step by Step lucrează 14 cadre didactice specializate în fiecare an pe cursuri specializate de pregătire în centrul de perfecționare de la Botoșani, precum și pe alte cursuri oferite de Casa Corpului Didactic pentru informarea și perfecționarea continuă. La finalul fiecarei clase, copiii sunt recompensați prin premii în funcție de implicare, rezultate la concursuri, participare la activități. În învățământul tradițional, școala Alexandru cel Bun are alte 7 clase.